Pentru început, numerele de telefon la care puteți suna sunt 232444, 232445, telefoane la care puteți să puneți întrebări în direct invitațiilor pe care i-am în această dimineață în platou. Am să încep eu cu întrebările. Prima dintre ele va fi pentru domnul Dobroiu. De ce o nouă etapă Raliul Hunedoara? Am organizat o nouă etapă a campionatului național denumit Raliul Hunedoarei 2000 datorită faptului că Hunedoara a avut o tradiție în organizarea de raliuri, tradiție care a fost întreruptă acum 17 ani. De asemenea, în județul Hunedoara avem niște piloți de valoare ca domnul Mihaileu, ca domnul Valentin Banciu și alți piloți care au participat la diferite raliuri din cadrul campionatului național, cât și internaționale, fără a se mediatiza faptul că ei, de fapt, vin din județul Hunedoara. Din județul Hunedoara, amândoi dintre ei sunt din orașul Hunedoara. Am să-l întreb pe domnul Leu, cum este acum când a trecut de la box la raliu? Care sunt senzațiile mai tari? Bine, normal că boxul rămâne pentru mine oricum pe primul plan, dar nemai putând să boxez, a trebuit să fac ceva și automobilismul este un sport și care îmi place foarte mult și care poți să-l faci o perioadă mai lungă decât boxul. Și... Plus că are tradiție în familie. Da, bineînțeles, deci asta a contat foarte mult, fiindcă de când eram mic am fost în mașină. Da, tatăl nostru este campion național de raliuri. Eu vă doresc din tot sufletul să ajungeți și dumneavoastră odată campion național. Mulțumesc. Cum o să alergați anul ăsta? Ați alergat la un moment dat în Cupa Ford Ka pe un Ford Ka, după care ați alergat pe Dacia Nova, apoi pe un Ford Puma, dacă știu eu bine. Da, anul ăsta? Anul ăsta o să alerg pe un Ford Escort Cosworth de grupa A, care va fi pregătit în Anglia. De fapt, se lucrează la mașină și în 2-3 săptămâni sper să fie gata. Cam unde se situează această mașină între celelalte din campionatul național? Așa pot să spun că va fi una dintre mașinile tari din campionat. Va fi una dintre mașinile tari. Da. Domnul Banciu, ați fost campion național la grupa N, dacă știu bine, în 1998. La grupa H, în 1997 și în 1996. În 1998 ați alergat cu Ford Ka. Da. În 1999 ați alergat pe un Audi S2 Coupé preparat la VB Motorsport. Da, deci partea de structură a fost preparat la VB Motorsport, deoarece pentru partea mecanică nu avem logistica necesară, deci alea se prepară de firme specializate cu care noi nu putem concura oricum. Ne-am dorit, dacă am reușit să găsim un sponsor, să mergem cu mașina până în la o asemenea firmă, care poate fi Dupre sau Hoenăsă sau oricine, ca să îi facem o revizie, deoarece anul trecut pentru noi a fost oareșcum un an nefast. Din 6 etape am reușit să terminăm abia una și veșnic aceleași defecte, care țin de turbină și de cutia de viteză. Putem să spunem că și anul 1998 a fost un an destul de nefast, chiar dacă ați alergat la pe un Ford Ka, nici acolo n-ați terminat chiar toate etapele, dacă v-ați răsturnat. Da, deci Cupa Ford Ka, de fapt, nici n-a fost un an chiar așa de nefast, dacă stau să mă gândesc bine. Odată am abandonat din vina noastră, odată din cauza mașinii, dar astea sunt sporturile mecanice, deci este componenta umană și cea mecanică. Din 6 etape, noi am câștigat 4 și am abandonat la 2. Suficient ca să nu reușim să câștigăm campionatul. Exact. Este un sport foarte scump. Îmi spuneai înainte de emisiune că încă nu se știe sigur dacă Valentin Banciu va alerga în acest an. Da, deci eu, de exemplu, nu dețin talentul de a-mi găsi sponsori și problema este că mai avem nevoie de o anumită sumă de bani ca să reușim să reparăm mașina ca să participăm. Acum ne bazăm mult pe prietenii pe care îi avem, care sper să încerce și ei să-și dea silința ca să reușim să adunăm măcar minimum necesar să putem să alergăm. Adică mie personal mi-a părea foarte rău să nu alerg la mine acasă.
Da, ar fi, vorbeai de talentul de a găsi sponsor. Cred că domnul Dobroiu este unul dintre oamenii care are talentul de a găsi sponsor, pentru că nu cred că e foarte ușor de organizat o etapă de campionat național de raliu. Într-adevăr, nu este ușor de organizat o etapă a campionatului național de raliuri, datorită faptului că organizarea presupune niște fonduri. Fondurile respective provin de la sponsori. Prealabil organizării campionatului, noi am făcut niște adrese la sponsori, atât din cadrul județului, cât și din alte județe. Practic, până acum, n-am primit decât două semnale. Și buna organizare a raliului este condiționată, după cum afirma și domnul Valentin Banciu, la nivel individual, de existența unor sponsori care să contribuie cu sumele necesare acoperirii cheltuielilor ocazionate de raliu. Noi am estimat totalitatea cheltuielilor care urmează să fie pentru această etapă la 250 de milioane de lei, din care până acum am contribuit noi din buzunarul propriu, întrucât până acum nu au fost sponsori, cu circa 15 milioane lei. Am înțeles că împreună cu familia Leu vă ocupați de această organizare. Mihai, știu că tatăl și unchiul tău sunt și ei între organizatori. Bineînțeles, la noi raliurile, nu știu, nu sunt încă o afacere, nu este o posibilitate de a câștiga bani și de aceea sunt implicați foarte mulți oameni, în primul rând sufletește. Nu știu, și Valis, spre exemplu, și el face sportul ăsta tot pentru a avea o satisfacție și la fel și pentru organizarea raliului și tata și unchiul meu și domnul inginer și domnul inginer aici de față. Ei pierd foarte mult timp în fiecare zi pentru a concepe un raliu cât mai bun și am vorbit și la federație și sperăm la anul să fie chiar etapă în campionatul european, dacă va merge bine anul acesta. Da, asta ar fi un lucru extraordinar, mai ales că eu eram copil și eram chiar mic, mi-aduc aminte de raliul Dunării Dacia, raliul Dunării Marea Neagră cu participare internațională care se ținea aici în zona. 70 a fost. Așa, deci chiar eram chiar mic, înseamnă că dacă... Îmi spuneați că nu s-a mai organizat de 17 ani o etapă de campionat național în județul Hunedoara? Da. Pentru telespectatorii noștri, care vor fi porțiunile pe care vor alerga piloții? Da, traseul pe care vor alerga piloții va fi Deva, Cârjiți, Almaș, Popești, după aceea Peștiș, Hunedoara, Hăjdat, Silvaș, Hațeg, Retur, iarăși Hăjdat, Hunedoara, Teliuc și Cinci și Toplița. Am înțeles. Locurile care chiar se plătează așa ceva, e vorba nu de dealul Silvașului, de serpentinile de la Cinciș și drumul de la Deva în sus către Almaș. Exact. Către Almaș. Bine, și pe Silvaș sunt câteva porțiuni în care... În care se poate, da, am zis, de alul Silvașului chiar cu... Da, deci pe Silvaș chiar este o probă de viteză. Pe Silvaș, am să le spun telespectatorilor, pe dealul Silvașului chiar am avut satisfacția să merg într-o mașină pilotată de Vali Banciu, chiar mașina cu care a concurat anul trecut. Atâta vă spun că a fost foarte plăcut. Mă bucur să o treabă asta. Nu, dar este, de exemplu, Silvașul este o probă de viteză care are și oare și capcane. Dar care bănesc că piloților din județul nostru, adică lui Valentin Maciu și lui Mihai Leu, nu le vor pune probleme. Deci cu siguranță pe Silvaș să ating viteză de 200 la oră. Cu siguranță. Da. Cincișul este în schimb o probă mult mai tehnică, vitezele nu sunt așa de mari. În schimb, modul de abordare a virajelor are importanță foarte mare acolo. Și Almașul este o probă pe care eu încă nu o cunosc foarte bine, am fost doar de două ori pe ea. Va trebui să o mai parcurg de vreo două, trei ori ca să îmi dau seama despre ce vorba. Tot cu mașina de antrenament, acel Volkswagen Golf, da. Bătrânel. Veșnicul Golf. Da, dar este mașina care mie mi-a dat satisfacții destul de mari.
E doar campion național. Că... Da, și cu investiții minime. Deci ea sărea că alerga. Cum? Da, cum? Nu, dar m-a dus de deseori la finish. Ne, tot timpul ajungem la, la investiții, ajungem la partea financiară. Am văzut într-o, într-o broșură pe care mi-a dat-o domnul inginer, am văzut Löwe Racing. E mai ușor așa? Löwe Racing e o asociație sportivă, VB Motorsport este o asociație sportivă. E mai ușor așa decât pe nume individual? Deci, spre exemplu, societatea non-profit, deci asta se poate folosi cum este organizarea raliului, este ideal să folosești o astfel de societate, dar, spre exemplu, eu personal, banii care îi strâng de la sponsor, deci de la cei care vor să-și facă publicitate, îi încasez toți printr-o societate comercială. Deci am o societate comercială care are în statut obiect principal de activitate publicitatea și practic asta și încerc să explic oamenilor cu care intru în contact. Cred așa și noțiunea de sponsorizare așa este înțeleasă și puțin greșit. Deci la ora actuală raliurile se transmit la televizor, apar materiale tot mai multe în presă, deci oamenii practic își fac publicitate pe, pe mașină. Deci nu sunt niște bani care te ajută numai să faci ceva. Sigur că da, este foarte adevărat. Marile echipe de raliu, fiecare sunt... Ca să nu vorbim de echipele de Formula 1, nu? Da. Fiecare are câte în spate, fiecare are în spate o firmă puternică. Mă rog, la Ferrari este acum Marlboro. S-au mai schimbat anul ăsta, nu prea le mai știu pe toate. Știu că e Goloaz la echipa lui Alain Prost și așa mai departe. Într-o vreme Valentin lucra cu o firmă de construcții, apoi a fost Monte Carlo a fost o firmă care chiar sponsoriza raliurile și era o altă firmă care sponsoriza numai etapele de viteză pe traseu montan. Dintre dumneavoastră, care va alerga și la viteză pe traseu montan? Eu personal, deci dacă mașina vine până la prima etapă, aș vrea să merg. Prima etapă va fi la Poiana Brașov, să văd cum merge mașina, să încerc să mă acomodez puțin la ea, dar normal nu particip la... Care e diferența între etapele de campionat național și cele de VTM? Nu, și VTM-ul este tot campionat național. Dar se face un diferența alt este că diferența este că un raliu este o competiție, hai să zicem, mult mai complexă. Nu, deci raliurile toate au lungime mai mare de 300 de kilometri. Pe când viteza pe traseu montan sunt de obicei probe care sunt între, 4, 10, 12 kilometri, depinde. Se fac două urcări și cu asta s-a terminat cursa. Bine, și acolo este, de fapt, la raliu, spre exemplu, ai copilot și mergi cu el și asculți ce spune el, trebuie să ai încredere totală în el. La viteză pe traseu montan, pe cei 5 km, trebuie să știi practic pe de rost, să știi cum mergi, să... Să mergi singur. Da, cred că și acolo ai satisfacție și este destul de greu. E probabil că altfel trebuie pregătită mașina. Da. Bine, este și alt regulament la viteză pe traseu montan. La raliuri, limita maximă de putere este 300 de cai putere. Pe când la viteză pe traseu montan este și, eu știu, admisă și cu 500 de cai. Aha. Bine, și varianta este că pentru traseu montan se construiesc în general mașini mult mai ușoare. Deci ele nu trebuie să fie așa de robuste cum sunt cele de raliu, fiindcă cele de raliu aleargă atât pe asfalt cât și pe macadam. E, ca o caroserie să reziste la macadam, ele trebuie să fie mult mai tari, întărite decât acele caroserii care, de exemplu, aleargă numai și numai pe asfalt. Nu poți să ușurezi în locurile vitale mașina. Și deci este oricum un dezavantaj, noi având doar Mihai mașina cu care aleargă eu la fel, ca să participăm la viteză pe traseu montan, fiindcă rezultate oricum nu avem cum să obținem rezultate satisfăcătoare. Am înțeles. Vorbeați despre distanță, care la un raliu, la o etapă normală de raliu este peste 300 de kilometri. Domnule Dobroiu, la raliul Hunedoara, care este distanța pe care vor alerga piloții? Distanța totală pe care vor alerga piloții la raliul Hunedoara este de 315 kilometri.
din care pentru probe speciale 120,2 km, ceea ce reprezintă 38% din traseu și ne încadrăm în regulamentele automobilistice. Este mult, este puțin față de alte etape? Din campionatul național. Cam atâta este peste tot. Cam atâta este peste tot. A fost greu până ați găsit probele speciale sau v-ați inspirat din ce a fost în urmă cu mai bine de 17 N-am ani? N-am avut multe posibilități de inspirație, ci a trebuit să luăm totul de la... Și din cauza asta a presupus foarte multă muncă. În ce constă această muncă, de fapt? În primul rând, în organizarea raliului. E foarte greu. Prima dată v-am spus asta că începe cu partea financiară, care trebuie să ți o pui. Poți să faci o organizare perfectă, dar pe hârtie, dacă nu ai banii necesari, nu poți să ții raliul sau îl ții în mod necorespunzător. După aceea, urmează alegerea persoanelor care să participe la comitetul de organizare. După aceea, stabilirea oficialilor, a comisarilor sportivi, avizarea a directorului de concurs, avizarea lor de către Federația Română de Automobilism și Karting, după aceea stabilirea traseului, transmiterea lui la Federația Română de Automobilism și Karting și ulterior primirea avizului lor. Acum la raliul Hunedoarei am avut cinstea din partea Federației să desemneze ca observator al Federației pe domnul Ion Olaru, care este președintele Federației Române de Automobilism și Karting, ca și comisar sportiv pe domnul Cornel Clemențianu, pe domnul Gheorghe Mitroiu, pe domnul Anton Ionescu, directorul de concurs este domnul Cornel Jurcă, directorii organizatorici ai concursului sunt eu, împreună cu domnul Victor Leu. Secretarul șef al concursului este domnul Nicu Dicu, iarăși o persoană semnificativă în lumea automobilismului românesc. La responsabilii relații cu concurenții a fost desemnat domnul Iulian Boca. Este un nume cunoscut prin faptul că a mai participat și la alte raliuri. Șeful verificării tehnice este domnul Marius Peti. Responsabilul cu oficialii domnul Cornel Popescu, șef centru presă doamna Maria Alionescu, medicul șef domnul Ladislau Balaș, șeful transmisiunilor domnul Tiberiu Mocuța, șeful securității traseului, care este o funcție foarte dificilă. Și bănuiesc că foarte importantă și foarte importantă. I-am acordat o importanță deosebită prin faptul că am desemnat asemenea persoană ca să se ocupe de ea, domnul Ladislau Jurisici, care are o experiență în domeniu, iar trezorierul este doamna Ana Leu. Facem ce facem, ajungem până la urmă să vedem că familia Leu este principala organizatoare acestei etape de campionat național. Bine, normal v-am spus, deci în primul rând, din suflet participă tot și normal că, eu știu, ideea a fost, am vorbit și cu Vali înainte, vreau să organizăm acest raliu aici și normal că eu mă bucur, mergând pe teren propriu, cunoaștem mai bine traseul, deci oricât s-ar antrena, fiecare pilot vine cam o săptămână înainte de raliu, dar oricât te-ai antrena într-o săptămână, nu poți să știi traseul așa de bine cum îl știm noi de, eu știu, 20 de ani de când stăm aici. Da, văd că devine o afacere de familie raliul în județul Hunedoara. Mihai Leu aleargă cu Victor Leu, copilot, nu, fratele? Din păcate nu mai? Da, deci am vorbit cu Victor mult pe tema asta și faptul că și eu sunt destul de la început și poate am făcut un salt prea rapid la o mașină așa puternică. Și atunci am stabilit împreună și cu tata că aș avea nevoie de un copilot mai experimentat și merg cu un băiat din Brașov, Ioan Dicoi, în vârstă de 45 de ani. Experiența lui mă ajută foarte mult, fiindcă știe să, nu știu, să mă domolească atunci când e nevoie, știe să
îmi dea puțin mai multă viteză, iar și când este nevoie. Da, se înțeleg că asta este deocamdată până când acumulez mai multă experiență? Deci... Bănuiesc că și la Victor i-a plăcut ce avea, da, să revină. Da, bineînțeles, da. Da, dar asta zic, este deocamdată în situația actuală este bine pentru amândoi, așa, fiindcă este și automobilismul este un sport periculos, adică orice greșeală se plătește, nu poți să, nu știu, ai ratat la tenis, ratezi o minge, o câștigi pe următoarea. Dar la automobilism, dacă ratezi un viraj, poate să fie fatal. Da, poate să fie destul de periculos. Și în familia Banciu, raliul este un sport de familie. Acum, din câte îmi spunea mie Valentin, cu destul de multă vreme în urmă, câteva luni bune, zicea că din 2000 nu mai aleargă împreună cu soția sa, Monia, care a fost copilot până acum în 99, 98 și în 97. A, nu, deci tot cu ea o să aleg probabil o perioadă. Bine, problema care o are ea este că săraca este un pic cam deznădăjduită de faptul că am avut atâtea abandonuri. Deci ca copilot, este un copilot foarte bun, am de ce să mă plâng. Da? Dar din punctul ăsta de vedere este un pic greu să știi că toată munca dintr-un an pe care o investești într-o mașină, emoțiile, pregătirile, bucuria că începi să participi și după o probă sau două se fini. Sau se întâmplă, da, una, sau se întâmplă alta. Să înțeleg că Vali a mers cu soția până a convins-o să îi fie nevastă. Da, și așa am înțeles și eu, făcând o glumă, acum vreo câteva luni, așa am înțeles și eu, că cea, gata, acum m-am însurat, că ea trebuie să-mi iau copilot. Da, nu. E ajuns și copilot accidental, dar mă bucur că s-a întâmplat acest lucru. Dar deocamdată nu am planul, să zic, să-mi iau un alt copilot. Dar toată povestea este alta. Cred că dacă mașina ar merge mai bine, sau n-ar mai avea probleme măcar, cu siguranță n-ar mai avea gânduri de a renunța. A, mai mult gândurile sunt de partea ei? Da. Aceleași probleme cu turbina. După etapa de campionat național sunam pe Vali, ce ai făcut? Iar am avut probleme cu turbina. Deci anul trecut am avut onoarea să rup 3 turbine și să sparg 3 cu 2 cutii. Am avut onoarea să sparg 3 turbine. Nu, deci eu când am cumpărat mașina mi s-a spus, din punct de vedere tehnic este super, la caroserie, ai de un pic de lucru și cam asta ar fi. Bun, prima etapă a fost raliul Timișoarei, prima probă la N am câștigat proba și în a doua probă, după câteva viraje, am rămas fără treapta a treia. Și nu mai avea sens să continuăm. La Cluj, mașina a mers bine până la un moment dat, când am rămas fără turbină. Ne-am schimbat turbina, dar timpul pierdut a fost mult prea lung. După care am mai participat la încă două etape, unde și la Brașov și la Cluj, tot turbina ne-a lăsat. Bine, deci este sigur că ceva este la managementul motorului. De la ala nu putem să intervenim noi, fiindcă nu știm cum. Am înțeles. Au fost ceva probleme și cu mașinile Ford Ka și amândoi ați participat pe mașinile Ford Ka. Mihai, la un moment dat ai renunțat la mașina Ford Ka, ai pilotat o etapă, da, sau două Dacia Nova. Așa, ce s-a întâmplat, de fapt? La Ford am avut niște neînțelegeri cu un anumit director de acolo, care... Din fericire, la ora aceasta nu mai este și de aceea și colaborez în continuare cu firma Ford, de asta și merg pe Ford. Și am avut niște neînțelegeri cu el, neînțelegeri mai mari. În afară de asta, mașina trebuia să stea la ei și când am primit-o, am rămas fără frâne și am spus că nu este admisibil așa ceva. Din moment ce mă obligi să las mașina la tine, să o iau de acolo. Dar, în rest, la firma Ford totul este în regulă și cred că ani buni de acum înainte voi rămâne tot pe Ford. Auzisem că după o etapă, mi se pare, cea a Brașovului, ai lăsat mașina parcată undeva în Brașov, în oraș, și ai plecat de la ei. Nu, la deci... Cluj. La Cluj? A, la Cupa Ka. Așa, da, la Ford. Nu, deci am dus mașina la Ford Service în Cluj. Am
vorbit la telefon cu cei de la București, le-am spus că mașina este în siguranță, să o verifice tot și... Deci i-am cerut directorul de la Ford să-mi trimită un amortizor până la sfârșitul săptămânii și a spus că nu are cum, că îi pare rău, dar nu pot să particip. Și atunci am renunțat la mașină, normal, nu? Și ai participat, ai alergat pe Dacia? Pe Dacia, da. Ce, am vorbit cu Dan Necula de la Dacia Pitești, l-am întrebat dacă i-ar interesa o colaborare cu mine și am mers cu Dacia. Și pot să zic că pentru mine a fost un an foarte bun, deci zic că am învățat mult, n-am avut nicio problemă. Cum e Dacia Nova, cea pregătită pentru raliu? Deci eu am mers la început în Cupa Nova, deci nu cu o mașină puternică. Este motorul aproape de serie, cutie de serie, deci este aproape ca o mașină de stradă. Dar la întrecere participă toți cu aceleași mașini. Și normal că a fost foarte interesant, rezultatele sunt foarte strânse, deci pe probele speciale erau diferențe între primele 4-5 mașini de 4-5 secunde. Iar după aceea am mers două etape cu o Dacia Nova de grupa A, aceea era puțin mai puternică, avea în jur de 100 de cai putere, o cutie cu 6 trepte, mie mi-a plăcut foarte mult. Deci a fost un an bun în care cred că am învățat mult. O mașină fiabilă? Da. Deci cu Dacia nicio problemă n-am avut. Te-ai gândit vreodată, Valentin, să alergi cu Dacia? Dacă aș fi avut ocazia, cred că aș fi alergat și cu Dacia. Deci, din câte știu, este o echipă extraordinară, cea echipa de raliu de la Dacia. Este da, echipă sunt niște oameni din păcate s-a desfințat. Da. Deci anul acesta, Renault nu le-au mai... Partea franceză, să luăm altfel, am înțeles că nu a mai fost de acord să continue cu echipa asta de raliuri. Și ca și Mihai, la Ford, de exemplu, cu firma Ford, n-am avut practic probleme, ci doar cu același director ca și el, care practic în domeniul raliului a fost complet lipsit de profesionalism, nu l-a interesat deloc evoluția mașinii. No, asta e mașina, descurcați-vă, pe mine nu mă mai interesează mai mult nimic. Degeaba ne-am încercat amândoi să ne zbatem, să putem să facem mașinile să fie mai rapide, fiindcă nu numai că ne luptam cele 5 Forduri ca, ci trebuia să facem doar o figură bună și în fața celorlalți concurenți, cum au fost cei din Cupa Nova, care practic aleargă cu mașini de putere asemănătoare. Pe de o parte pot să spun că n-ar fi fost rău dacă aș mai fi rămas un an la Cupa Ford ca, dar nici pasul pe care l-am făcut nu-mi pare rău că l-am făcut. De ce? Acest Audi... E cu totul alte senzații. E cu totul altceva? E cu totul altceva. Da, asta aș putea să zic și eu după ce... Da. După ce m-am urcat în el, o să le spun telespectatorilor că ne întâlnim din nou peste câteva momente, până atunci publicitate. Cu zâmbetul pe buze, cu rafturile mereu pline, cu produse proaspete și de calitate, cu prețuri moderate. Supermarket Aliments îți protejează buzunarele și sănătatea. Banca Populară Eurocredit continuă emisiunea certificatelor de depozit Euro 2000 cu dobânzi și mai mari, 75% cu scadență la 3 luni și 80% cu scadență la 6 luni. Clienților care dețin deja certificate de depozit Euro 2000 le oferim Euro 2000 Plus, un certificat de depozit cu 85% dobândă cu scadență la 3 luni și 90% dobândă cu scadență la 6 luni. Am revenit în studioul ProTVDeva, emisiunea se numește Ghici cine bate la ușă. Invitații sunt Valentin Banciu și Mihai Leu, piloți de raliu, și Radu Dobroiu, unul dintre organizatorii etapei de campionat național, Raliul Hunedoarei, care se va desfășura în 5 și 6 mai în acest an, din nou în județul Hunedoara, după 17 ani, spuneți, domnule. După 17. Dobroiu. Dumneavoastră, ce experiență aveți în acest domeniu al automobilismului? Ceilalți doi invitați sunt piloți. Dumneavoastră ați participat vreodată ca și concurent într-un raliu? Ca și concurent n-am participat. Acum particip ca organizator. Iar până acum? Iar până acum am făcut... A fost doar o pasiune? A fost o pasiune, un hobby. Un hobby. Da. Vă place și să pilotați sau doar să asistați la competițiile de automobilism? Mai mult să asistați. Dacă tot veni vorba de asistat la competițiile de automobilism, da. Și
Dacă tot veni vorba de spectatori, haideți să povestim un pic, să stăm puțin de vorbă cu toții despre a doua etapă de Formula 1, care mâine se desfășoară în Brazilia. Domnule Dobroi, aveți vreun favorit? N-aș putea să spun. N-ați putea să spuneți. Urmăriți cursele de Formula 1? Urmăresc. Dar cu siguranță este că aș avea favorit în momentul când aș vedea printre piloții de acolo și un pilot român. Da, foarte frumos spus și asta cred că își doresc majoritatea amatorilor de Formula 1 din România. Se spunea într-o vreme că Dan Alexandrescu a fost foarte aproape de a deveni pilot la una dintre echipe, nu neapărat în circuitul de Formula 1. Știți ceva de această chestiune? Așa auzisem eu, că a fost aproape să devină pilot de teste la una dintre echipele de Formula 1. Nu știu. Eu mă cunosc cu el, dar nu știu să zic așa ceva exact legat de acest lucru. Am înțeles. Acum știu că există un tânăr român de 19 ani care este elev la o școală de pilotaj și se spune despre el că ar avea mari șanse să ajungă în Formula 1. E foarte greu de ajuns acolo, nu? Bineînțeles. El, din câte știu eu, deci merge în Franța, va merge un sezon în, se pare, Formula Renault sau ceva de acest gen. Normal că șansele pentru el sunt foarte mari, dar tot așa este legat de sponsori. Am înțeles că bănesc că orice pilot își dorește să ajungă vreodată în Formula 1. Ați participat vreodată ca spectator în direct la locul faptei, la o etapă de Formula 1? Da, da. Și Valentin? Eu. Da? Și eu. Am fost atât la Hockenheim și atât la Nürburgring. În Germania, deși da. Ungaria e cel mai aproape și cel mai accesibil. Da, dar s-a nimerit să fiu pe acolo în perioada respectivă. Cum e? Nu, este cu totul altceva decât la televizor. Nu, la un moment dat nu mai poți să urmărești logic care pe ce loc este, dar sunetul și ce simți și ce auzi este cu totul altceva decât la televizor. Atmosfera? Nu poate fi descrisă. Și bine, și pulsul fanilor care sunt în tribună. Deci este... Le-aș dori fiecare să poată să, odată să asiste la un asemenea concurs. Mihai? Da, este incredibil. Unde ai fost prezent? Eu am fost în Ungaria, o singură dată am fost la Hungaroring, dar este ceva incredibil. Deci, cum zice și Vali, e diferență mare între televizor și realitate. Deci, practic, vezi cum mașina, eu știu, frânează până la 60, 70, 80 la oră și în câteva secunde ajunge iar la 200. Și frânează din nou, în câteva secunde ajunge iar la o viteză mică. Este ceva asemănător între ce se întâmplă acolo pe pista de concurs și ce se întâmplă într-un ring de box? Bine, deci toată lumea spune că sporturile sunt foarte diferite și mulți mă întreabă ce caut eu de la box la automobilism. Dar cred că, în general, toate sporturile au o legătură între ele. Nu știu, normal că automobilismul și boxul sunt sporturi diferite, dar trebuie să ai, eu știu, să ai aceeași bază. Deci, practic, eu zic așa că o viață sportivă este importantă, fiindcă și în mașină, dacă nu ai reflexele bune, dacă nu ești odihnit să poți reacționa la timp, dacă... Îți trebuie aceleași calități în ambele sporturi și asta cred că în toate sporturile. Plus că există spiritul poate de competiție. Poate la șah este altceva, dar... Chiar și la șah există spirit de competiție. Că... Fiecare vrea să fie cel mai bun în sportul pe care îl face, dar atmosfera pe care ai simțit-o în tribune la Hungaroring, ai simțit-o, să zicem, de exemplu, la un meci de fotbal în tribună, pentru că știu că ești și un pasionat de fotbal, sau, bine, sau la o altă competiție sportivă? Este diferit, deci, spre exemplu, vorbesc de box, că oricum știu mai bine decât la fotbal. Deci, la box, practic, simți publicul când este cu tine sau este contra ta sau tot ce se întâmplă, deși, practic, nu auzi tot, fiindcă ești foarte concentrat la ce se întâmplă în ring. Pe când mă gândesc, deci, la raliuri nu este ca la Formula 1, deci nu simți toată atmosfera care este în tribune, fiindcă
spectatorii sunt înșirați mai mult pe traseu, nu sunt chiar așa de mulți la un loc cum este la Formula 1. Dar nu ești practic chiar în mijlocul lor ca să simți, eu știu, dacă ei sunt alături de tine sau nu, sau, eu știu, poate ai timp să-l vezi pe unul că îți face semn că ai mai repede sau că ține cu tine. Dar în principiu când închizi ușa, e singur, singurel. Rămâi cu copilul? Da. Ați avut vreodată ceva incidente cu suporterii? Nu. Cu cei de pe margine? Nu. De multe ori că la televizor se arată astfel de lucruri, când un fan mai înfierbântat apare undeva în drum să facă o fotografie sau se așează într-o curbă unde n-ar trebui de fapt să se așeze și așa mai departe. Asta este și o chestiune de securitate de care spunea domnul Dobroiu că are cine să se ocupe. Va fi spectatorii vor fi direcționați către anumite zone ale traseului. Exact, ne-am gândit asta, să delimităm zonele în care o să staționeze spectatorii pentru ca să evităm eventualele ale lor. De asemenea, o să luăm legătura și cu primăriile, chiar cu parohiile, pentru a anunța cu poliția, pentru a ne acorda tot sprijinul în vederea asigurării securității traseului. De asemenea, în sistemul de organizare, pentru a asigura securitatea traseului, urmează ca să mai barăm o serie de drumuri de acces spre traseu, apelând, bineînțeles, ăsta la taximetriști. Trebuie circa 50 de mașini. Și cel mai ușor este să apelați la taximetriști. Exact. Și ei sunt automobiliști. Și ei sunt automobiliști și cred că participă măcar așa ca... Măcar afectiv. Afectiv, da. Te-am întrebat. Da, cred că problema nu sunt fanii. Că fanii cam știu la ce trebuie să aștepte, știu cam până unde pot să meargă, ce pot să facă. Mai periculos sunt acei oameni care nu știu despre ce este vorba, vin poate numai să se afle în treabă, se plictisesc, după aceea încep să se plimbe, sau variante pe teme date. Deci chiar aș face un apel, cei care vor veni pe probe, dacă au ajuns într-un loc, să rămână acolo, să stea acolo până trec toți concurenții. Pentru că, de exemplu, s-au mai întâmplat incidente de genul ăsta, eu mi-aduc aminte acum 4 ani la Iași sau unde, când ne-am întâlnit cu mașina pe probă. Deci nu ai timp să reacționezi. Adică vine o mașină din față. Nu, norocul a fost că mergea în același sens. Dar nu ai timp să reacționezi. Deci copilotul, practic, are notat tot traseul. Eu nu pot să dau exemple, de exemplu, cu dreapta 4, 200 de metri, stânga 5. Astea sunt niște coduri. Eu chiar dacă nu văd traseul, nu văd curba, nu știu despre, adică știu despre ce este vorba, dar nu văd dacă e ceva după virajul ăla, deci noi mergem în așa fel încât să scoatem un timp cât mai bun, având în vedere faptul că suntem singurii de pe drum. E, dacă mai apare încă un participant la trafic pe acolo prin zonă, bineînțeles că o busculadă nu prea e de evitat. E greu? Eu zic că este doar un pur noroc ca să-l poți evita. Și pe o linie dreaptă, dacă vii cu viteză foarte mare, nu prea poți să faci multe corecții când îți apare așa o mașină la care nu te aștepți. Sau chiar și oameni, grupuri de oameni. Ideea este că pe cât se poate să păstreze o anumită distanță față de drum, fiindcă și piloții în fond și la urma urmei sunt doar oameni. Se poate greși, se poate ca să apare un efect. Dacă n-ar fi, nu mai exista competiție. Da, s-ar putea să apare defecte mecanice la mașină, care și ca un pilot ai vrea să eviți, nu mai poți. Deci sunt lucruri care trebuie luate în calcul. Care e lucrul de care ți este cel mai frică într-o cursă? Indiferent că ține, să te gândești. Indiferent că ține vorba de reflexele tale ca pilot sau indiferent că să nu cedeze mașina. Să nu se defecteze mașina. Mihai? Spuneai că ai rămas luată fără frâne la mașina Ford, da? Da, la Cluj am vrut să probez mașina de raliu, să văd cum merge și am constatat că am rămas fără frâne. Norocul meu că nu am plecat direct în raliu cu ea. Da.
Mă gândeam că asta ar trebui să fie cea mai mare teamă a unui pilot de raliu, să nu cedeze frâne. A, bine, este greu să cedeze. Deci, normal, toate sunt verificate înainte de raliu, sunt controlate. Nu, nici nu poți să te gândești la așa ceva. Deci nu poți să pleci într-un concurs cu teama asta. Din câte știu eu, Valentin, tu ai o echipă proprie de tehnicieni. Da. Deci am o echipă de tehnicieni și prieteni, de fapt, cu care și pregătesc mașina și cu care mă și deplasez peste tot. La mine este puțin mai greu. Deci eu, spre deosebire de Vali, deci eu nu mă pricep la mecanică deloc. Eu sunt ocupat tot timpul, deci am altă activitate. Și eu apelez la o echipă de profesioniști, cel puțin încerc. Sper să am o asistență bună. Sunt în discuții cu mai multe echipe de mecanici care se ocupă de așa ceva și sper să aleg soluția cea mai bună. Da, Doamne ajută, așa să fie. Am început o discuție despre Formula 1 și am ajuns doar pe domnul Dobroiu să-l întreb dacă are vreun favorit. A lui Valentin Banciu, eu îl știu, dar vreau să-l audă și telespectatorii. Bine, deci pot să spun că toți piloții de Formula 1 sunt niște piloți extraordinari, dar nu trebuie să o spun eu. Favoritul meu este Schumacher, trebuie să recunosc treaba asta. Deci nu înseamnă că nu m-am bucurat în egală măsură de faptul că a câștigat anul trecut Häkkinen în campionatul, fiindcă este un pilot pe care îl simpatizez de asemenea. Dar, bineînțeles, favoritul Schumacher îmi rămâne. Și pentru anul ăsta? La fel. Dar favorit din punct de vedere al mașinii și al performanței mașinii și al performanțelor pilotului, cine va fi favoritul la câștigarea campionatului? Mi-aș dori ca după atâția ani Ferrari să câștige o dată în sfârșit campionatul. La constructori au câștigat anul trecut. Da, deși pe de altă parte sunt foarte curios ce rezultate va avea BMW anul ăsta. A început bine. A început bine, dar trebuie să avem în vedere și faptul că au fost foarte multe abandonuri. Mihai, ai vreun favorit în Formula 1? Eu așa sunt susținătorul lui Mika Häkkinen. Și, spre exemplu, în Brazilia mi-ar plăcea să câștige Barrichello. Ar fi la el acasă. Da, este la el acasă și am văzut că brazilienii sunt foarte pasionați de Formula 1 și după ce a murit Ayrton Senna, cred că Barrichello ar fi poate omul potrivit care să... Locul nu poate să îl ia niciodată, dar care să-i urmeze. Da, exact asta spunea și el într-un interviu, că în cazul în care va câștiga nu va flutura steagul cu Braziliei, pentru că asta o făcea Senna. Am să le spun telespectatorilor că tu te-ai întors recent dintr-o excursie în America de Sud, unde ai fost în Argentina și în Brazilia, chiar în timpul carnavalului de la Rio. Brazilienii sunt, și în general sud-americanii, sunt niște oameni foarte pasionați. Pun la fel de multă pasiune și în automobilism, că bănuiesc că dacă tot ai fost pe acolo, te-ai interesat și cum e cu automobilismul pe la ei. Bine, deci eu am fost în Rio de Janeiro, iar circuitul de Formula 1 este la São Paulo. Dar, oricum, am văzut așa, și la ei este o situație destul de grea, salariile sunt destul de mici, chiar foarte mici, dar ei sunt, poate și clima de acolo îi ajută să fie altfel, adică la ei carnavalul, am văzut, este practic un țel în viață. Da, sunt oameni care pun bani de la un an până la altul numai ca da, să-și da, deci facă nu un au costum. Alte griji, nu au alte probleme, important este să vină carnavalul, să... Și important este să danseze. Da, da, deși seara vedeam în fața hotelului, se strângeau acolo, dansau toți. E greu să reziști o săptămână la un astfel de carnaval? Bine, noi am fost la carnaval practic o singură noapte. Deci carnavalul înainte mă gândeam la altceva despre el. Deci credeam că este, nu știu, un fel de petrecere mare la care se adună multă lume și dansează. Dar carnavalul este de fapt un concurs între școlile de samba din Rio de Janeiro, care sunt foarte multe, și fiecare școală defilează cam o oră, o oră și un sfert și încearcă să exprime ceva prin dansuri.
Deci, spre exemplu, tema în acest an a fost 500 de ani de la eliberarea Braziliei. Și prin costumațiile care le aveau și toată coloana care trecea, spre exemplu, prima trupă de dans, eu știu, reprezenta oamenii de acum 500 de ani și încercau să arate cum a evoluat totul. O astfel de școală are mulți elevi? Deci erau foarte mulți și mai ales nu numai tineri, erau în acele coloane și oameni de 50-60 de ani. Am văzut la un moment dat era o școală care, la care erau foarte mulți invalizi și defilau în cărucioare. Încercau să danseze în ritm de samba. Și chiar dansau, eu sunt sigur că ei chiar dansau. A fost greu, ce a fost mai greu, să te obișnuiești cu fusul orar sau să te obișnuiești cu căldura? Pentru că atunci când ai plecat din România era iarnă în toată regula, erau minus 10-12 grade în România. Bine, fiind în concediu, să zic oricum, nu aveam probleme cu fusul orar, fiindcă dormeam cât vroiam și dormeam când vroiam. Dar, normal, este și foarte cald, dimineața la 6, mai ales în primele zile când ne trezeam mai devreme, din cauza acestei diferențe, dimineața la 6, spre exemplu, erau 27 de grade. În timpul iernii mulți ar zice mai ce plăcut ar fi. E mai plăcut să mergi de la frig la cald decât invers. Decât invers, a fost greu, mai greu înapoi? Nu pot să zic greu, fiindcă oricum a fost o perioadă scurtă, dar... Spuneți-mi un pilot de raliu, așa cum sunteți voi, ce își dorește cel mai mult? Să ne aibă probleme financiare. Să ajungem până la următor la problemele financiare. Da, pe deci asta este și o deci, funcție de rezolvarea acestor probleme. Deci rezolvarea lor se reflectă în rezultatele avute. Cât îl costă pe un pilot de raliu ca să poată să rămână un an de zile în campionatul național, să participe la toate etapele și să participe pentru ca să aibă rezultate, nu doar ca să participe? Deci, n-aș putea să spun. Deci, sumele diferă mult. De la? Să zicem, diferă mult? Să adică, zicem, de la 50.000 de mărci în sus. La 50.000 de mărci în sus, Mihai? Este foarte scump. Deci, și mașinile sunt foarte scumpe și ca să ai performanțe îți trebuie cauciucuri bune, îți trebuie mașina să fie bună, există multe tipuri de cutii de viteze, de, nu știu, de ambreiaj, este de mai multe feluri și dacă ai unul mai bun, normal că ai rezultate mai bune. Dar sunt diferențe foarte mari, deci poți să cheltuiești de la 50.000 la 300.000. Am înțeles. O mașină bună cât costă? Din câte știu eu, cea mai bună mașină care este acum în campionatul național e Toyota Celica, nu? Pe care concurează Titi Aur de câțiva ani și de când concurează pe ea e cea mai bună mașină. Din câte știu eu, a cumpărat-o cu vreo 120-130.000 de mărci, dacă, mai mult, dacă mai știu mult. Eu bine. Mai mult? Mai mult, mai mult. În mod normal, Toyota Celica acum, în anul 2000, chiar și în 98, în 99, ar fi trebuit să fie o mașină care să nu prea aibă șanse într-un campionat mondial de raliuri. Da, dar la noi în țară încă nu sunt sunt mașini performante, dar nu de nivelul celor care merg în campionatul mondial. În 97 am fost la o etapă la raliul Banatului, am fost împreună cu echipa lui Vali. Era o mașină Subaru Impreza care concura atunci. Da, acea mașină acum este la domnul Gârtofan, care a pus-o la punct, a preparat-o. Bine, reușind să-și facă rost de sponsor, a dus-o în Anglia, unde mașina a fost preparată. Și are rezultate bune, a fost campion național la N anul trecut. Asta cu grupa N, deși le-am înțeles odată, am încercat odată să le înțeleg care e grupa N, care e grupa H, care e grupa A. Știu că grupa A este cea mai tare. Și grupa H este grupa la care Vali a fost campion național de două ori, adică se poate merge cu aproape orice fel de mașină. Da. Iar și grupa A sunt cele preparate. Iar grupa N? N ar trebui să este undeva între? N ar trebui să fie mașinile care sunt aproape de serie, cu modificări minime.
Am înțeles cum erau cele de la Cupa Ford Ka, cele de la nu, Cupa Dacia Nova. Cupa Ford Ka a fost mașini de grupa A. Cupa Nova este de grupa N. Și Cupa Nova este de N, da. Ce fel de categorii de mașini vor participa la etapa de... Toate? A, toate. N, exact, H? Toate. Premiile, toate categoriile premiile vor fi substanțiale? Pentru că cei doi piloți de aici de lângă noi se vor bate pentru un loc pe podium, mai ales că sunt acasă. În regulamentul automobilistic scrie nivelul minim al premiilor, dar nu putem promite premii până când nu știm sumele provenite din sponsorizări. Deci există un nivel minim al premiilor? Da, este stabilit în regulamentul automobilistic. Oricum, pentru fiecare pilot, cheltuielile sunt mult mai mari decât mult mai premiul decât care, premiul care îl primește. Premiul devine onorific în felul ăsta. Pe lângă asta o să acordăm cupe, diplome, mă rog, ăsta, ne-am gândit ăsta și la alte mici atenții sportivilor participanți, ca să fie mulțumiți și în final să încheiem cu bine etapa asta, având în vedere faptul că Federația are atâta încredere în noi. Da, mai ales că spunea Mihai, se intenționează ca la anul să devină o etapă de campionat european. Exact. Important este că, eu știu, multe firme, multe firme de aici, din județ, să încerce să ajute la organizarea acestui raliu. Da, asta înseamnă să devină sponsori ai raliului. Bine, sunt firme mai mari care pot să devină sponsori și care pot să-și facă publicitate prin asta. Și sunt firme mai mici care, practic, pot să ajute fiecare cu câte ceva, să fie un raliu frumos, ca la anul, cum am spus, să devină o etapă de campionat european. Cam în cât timp în România sporturile automobilistice vor putea deveni sporturi din care se câștigă? Este greu. Deci, toată situația de la noi din țară este la ora actuală puțin mai grea și numai după ce... Eu știu, după ce vom progresa și pe acest plan, ne vom putea gândi să progresăm și în automobilism. Am înțeles. Vă întreb puțin pentru că un telespectator vrea să intre în legătură directă cu invitația emisiunii. Bună dimineața! Bună dimineața emisiunii dumneavoastră, invitația dumneavoastră. Vă mulțumesc, am să vă rog să-mi spuneți numele. Da, Gabi Bărboni mă numesc. Poftiți! Un fidel ascultător al emisiunii dumneavoastră. Vă mulțumesc, sper că le și vizionați, nu numai le ascultați. Da, bineînțeles, dimineața de dimineață, atât am niște hobby-uri mele și care nu le pot pierde cu orice sacrificiu. Deci vă beți cafea împreună cu noi. Da, sigur, bineînțeles. Sunt un, să zic, un cetățean al României care iubesc sportul, începând cu sportul rege, fotbalul până la fotbalul american, până la oina românească, până la absolut, inclusiv automobilismul. Nu da, dacă am să-l întreb pe Valentin Banciu, are să-mi spună că sportul rege automobilismul. Da, bineînțeles, fiecare. Bineînțeles, îl cunosc și pe domnul Valentin Banciu, știu de pe strada Rotarilor, sunt un hunedorean jet by jet, îl cunosc și pe domnul Leu, m-a aflat dintre cei care sosind atunci cu titlul de campion mondial. Așa. La Casa de Cultură, a fost dintre unii care m-am felicitat. Îl cunosc și pe domnul Dobroiu, mă cunoaște și dânsul. Bărboni mă numesc domnul Dobroiu. Da, ne cunoaștem. Da? Mă bucură extraordinar de mult ca hunedorean această inițiativă pentru acest sport. Și vă felicit din tot sufletul, pentru că trebuie să înțeleagă oficialitățile acestui județ că numai prin astfel de lucruri se poate mediatiza județul. Și automat județul are de câștigat, făcând, mai ales că s-a spus că va deveni și o etapă de cupă. Se speră, sperăm că prin influența în special a domnului Leu și a domnului Valentin Banciu, a filialei, să zic, de automobilist karting Hunedoara, va fi un lucru așa, benefic pentru un... Vă opresc puțin, am să vă rog să treceți la obiect și să puneți întrebările pe care le-ați pregătit pentru invitați. Întrebarea
întrebările care sunt acestea, că mă bucură extraordinar de mult și felicit pe toți cei care s-au implicat în acest lucru. Este benefic, vă spun, benefic pentru județul Hunedoara. În primul rând mă gândesc la mediatizare prin și nu, mediatizarea se face și la nivel național, pentru că sunt multe localități ale țării care nu știe ce înseamnă Hunedoara. Am priceput. Deci acesta este un lucru fantastic și de asemenea mă bucur pentru emisiunile dumneavoastră că mediatizați aceste lucruri și este bine. De aici trebuie să înceapă și e benefic pentru economia românească. Eu vă mulțumesc pentru telefon, domnul Bărboni. Am să încerc să sprijin și eu pe cât pot aceste inițiative, care exact așa cum a spus dumneavoastră sunt benefice. Eu cred că nu numai pentru județul Hunedoara, eu cred că astfel de manifestări sunt benefice în primul rând pentru oameni, în primul rând pentru oameni cred că sunt. Pentru că exact cum spunea Mihailo mai înainte, situația în România este destul de grea și dacă astfel îi putem face pe oameni să simtă puțin altceva decât simt zi de zi, e foarte bine. O întrebare am să-i pun la Mihai Leu, ne apropiem de sfârșitul emisiunii și este o întrebare pe care sigur mulți dintre dumneavoastră telespectatori ați fi vrut să o puneți lui Mihai Leu. Ce se mai aude cu boxul? Ce se aude este destul de greu și acum 2 luni de zile a fost managerul meu în România. Am mai stat de vorbă cu el, am discutat și eu mi-aș dori și ei, dar cred că șansele sunt tot mai mici, fiindcă nu mă simt bine cu mâna. Am mai făcut în această perioadă, am mai făcut tratamente, dar până acum, fără succes. Săptămâna viitoare voi pleca din nou în Germania, mă întâlnesc cu managerul meu acolo. El susține mult să mă operez din nou, dar parcă după 2 operații fără succes, parcă nu prea mai am atâta atragere de inimă să mă operez din nou. Problemele sunt strict medicale. Da, da. Ei, dacă se rezolvă, eu zic că nu va mai fi nicio problemă, pentru că există un Joe Frazier, nu? Există George Foreman care... Da, deci nu este... Nici nu mă simt bătrân și duc cât pot așa o viață sportivă, deci nu cred că ar fi asta un lucru care să mă împiedice să merg în continuare. Oricum rămâne pasiunea ta numărul 1. Bineînțeles, mi-a adus atâta satisfacție că e imposibil să... Am văzut acum unul dintre posibilii tăi adversari la un moment dat când trebuia să-ți aperi centura, era Oscar de la Hoia. Am văzut că acum a unificat titlurile. Le-a pierdut. Le-a pierdut. Da, da. Deci multă lume și... Că nu mai înțeleg eu nimic de la televizor. Eu așa nu, am văzut și eu o știre în ziar acum câteva zile, dar a fost o știre greșită. Da. Deci Oscar de la Hoia a pierdut titlurile de campion mondial când a boxat cu Felix Trinidad, iar acum Felix Trinidad se pare că va renunța la centuri, fiindcă trece la o categorie superioară. Spune-mi, te rog, dintre românii care practică acum boxul profesionist, care este cel mai în măsură să câștige titlul mondial? Bănuiesc să ai să-mi spui Leonard Doroftei. Bine, Doroftei este cel mai avansat la ora actuală. Am auzit că mai este în Canada încă un boxer român, Badea. Nu, pe Badea nu-l cunosc personal, era mai mic atunci când am plecat eu din țară, dar fiecare are șansa lui, dar trebuie să muncească și să încerce să o folosească și a văzut toată lumea. În seara în care trebuie să câștigi titlul, să dai tot din tine ca să-l câștigi. Îți mulțumesc foarte mult, Mihai. Domnule inginer Dobroiu, vă mulțumesc și dumneavoastră foarte mult pentru amabilitatea de a răspunde întrebărilor legate de Raliul Hunedoara. Mulțumesc mult celor doi piloți de Raliu, Valentin Banciu, Mihai Leu. Le doresc să urce pe podium și chiar pe prima treaptă a podiumului la Raliul Hunedoara și nu numai. Iar dumneavoastră vă doresc un weekend cât mai plăcut și ce să vă spun, Formula 1 este mâine seară pe ProTV. Astăzi puteți merge la handball la Deva, joacă Remin Deva cu Olchim Râmnicu Vâlcea. Corvinul Hunedoara joacă acasă cu FC Drobeta Turnu Severin, iar mâine de la ora 11 Cetate Deva joacă acasă cu Vest Petromaran. Până la o nouă întâlnire, vă spun la revedere!